Salut, prieteni, și bine v-am găsit la episodul 24 sau 25, cred, nu, 28, nu mai știu, trebuie să mă uit pe aplicație că am o YouTube Studio, mă pot uita, 24, da. Ok, 24, bă, băieți, și cum știți, în episodul trecut sunt aici în Peco, plecat din episodul trecut, bineînțeles, că o să fie miercuri cu acest episod. O să mergem către Debrețen, către Chesice, mai avem ceva kilometri, băi, băieți, din nou vă zic așa, vă place. Bine, eu nu o să țip și să fac ca tăți naibii, pentru că nu-mi place. Aș fi recunoscător dacă ați dat voi un like și, ce să zic, adică am pus semna de mână. Ce să zic, m-ați ajutat și pe mine în vederea algoritmului ăsta al YouTube, care să mă ajute să mă promoveze și pe mine, că eu intru până să iese și să ies până să intre, da. Eu așa trebuie să iau, up. Așa. Am luat-o bine, mă? Nu am luat-o bine, că întorc chiar. Up. Și gata, bă, eu am întors, aia acolo lasă-mi bine eu pe acolo, da. Prostia mea, ce se face? Mergem către Debrețen, prieteni. Cât ajungem la, și anume, 234, ar trebui să ajungem la destinație și să vedem unde găsim noi un pic, că vreau să dau și o întrezor mai încetul, că... Așa, bun. Hai bă, te-ai oprit? Te duc în Debrețen să primești camionul acum. Și nu uitați de abonare și de comentariu. Nu uitați de comentariu. Mai avem prieteni de mers, bă, mai avem de mers, mult, foarte mult. Vine și noaptea. Ai 18.47. Hai să le ducem la băieții produsele și după aia să dormim și noi un pic. Ei, o să intrăm prin Debrețen un pic. Trebuie să reparăm și noi camionul și să-i dăm bici mai departe, bineînțeles. Pe finalul acestei cariere vă voi întreba dacă vreți să continuăm seria de camioane second-hand. Acum când filmez sunt departe de a zice că sunt pe final. Dar nu știu. Pentru că intenționez să mă axez pe farming. Pentru că e mai de succes farming-ul decât e Eurotruck-ul. Așa. Dar vom baga în seamă pe domnul Eurotruck în momentul în care va veni cu ceva nou. Nu știu dacă voi mai face un tur al hărții cu alt camion. De ieri până azi m-am cam răzgândit. Se vedea. În funcție de, am zis, de feedback, de mai multe chestii care țin de public în mare parte. Thank you.
Debrecen, Debrecen, nu trecem prin Debrecen, cred. Spatele meu ăla de mă amendează în halul. Mergem la destinație, băieți, acolo reparăm camionul. Ce bate soarele. Hai bă, cu autocarul se depășesc, bă, bă, iată cum mă grăbesc, bă, sunt foarte grăbit, bă, cu autocarul, bă. Vom ieși de pe autostradă, asta înseamnă că ne dăm pe aici. Că și ce? Mai avem 93 de kilometri, nu? Da. Foarte puțin, că nu e mult. Din că și ce, trebuie să ne luăm o cursă. Să vedem cât timp pierdem până acolo. Și după aia să luăm cursă și dacă plecăm în episodul ăsta, dacă plecăm, plecăm. Dacă nu, în episodul viitor. Era imposibil să nu mai stric eu un pic camionul. Dar putea să nu mai plec de aici. Da. Prieteni, știu că trișăm un pic, de asta e. Am făcut căp. Nu vreau. Vreau să-i fac o poză, dar nu pot să fac eu o poză, mă, așa. Ia să-i facem noi o poză. Nu mai avea mult, așa că nu văd de ce nu aș da F7 pentru, nu mă, vreau să o iau așa. Așa. Și așa. Bun. F7, Enter. Trebuie să mă duc la destinație acum. Sper să mă ducă la chestice, cât aproape de chestice. Acum vedea. Mă plângeam de timp, bă. Îți dai seama cât curiosul nu m-a dus, nu serviciul în care m-a dus. Asta e serviciul și pe mine m-a dus la chestice. Bun. N-am pierdut marfa, hai să reparăm camionul mai întâi. Așa. Gata, ne-a reparat. Bă, n-am fost atent deloc. Eu am crezut că pot să ies pe acolo, da. Ce să facem? Dreapta. Ce ai, mă? Hai, bă, că parcă sunt... Azi conduc prima oară camionul ăsta.
Op. Iau curba prostește și eu mă grăbesc. Hai bă, ca să nu mai... Asta e. Op. Așa. Oricum e interziată cursa, nu mă mai fac nicio problemă. Pe partea asta e cursa. Nu e aici. În partea aia lantă. Și băgăm o avarie. Dar mai bine întorc eu aici și mă duc în partea aia lantă. Decât să... De așa era aici. Aici e la DHL. Bineînțeles că vreau la rampă. Și rampa e aici. Ne băgăm cu și anume stânga. Trebuie să mă bag, dar lasă-o că o bag așa din a... La departe sunt, mă, de aici. M-am dat în garduri. Da, hai să întoarcem mai bine. Pot să o întorc aici? Pot. Tot cam departe sunt, dar asta e. Am schimbat controlele la dat înainte înapoi și când apăs pe săgeata înapoi, se duce înapoi, dăm așa lier. Înainte era apăsant pe shift și pe ctrl ca să facă treaba asta. Acum nu mai face asta pe ctrl. Iată acum e un pic mai greu să controlez. Hai mă, că parcă n-aș fi parcat până acum cu din cabină. Invert. Așa, Florin, nu te grăbi, boss, nu te grăbi, când ala ce te grăbi. Așa. Așa mă, vezi că poți. Ok, băgăm și noi, stângem asta, îi dăm enter, motorul, enter, enter. Ah, e bine și rezonabil. E bine și rezonabil, decât deloc. Bun, hai să vedem ce cursă găsim noi de aici. Ceață mărfuri. S-a făcut. Ok. Eu vreau în sus. Don't worry, nici într-un caz. Bear nici într-un caz. Parma nici într-un caz. Helsingborg nici într-un caz. Da, așa. Liz nu. 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 Da, dar, da, dar nu. Liz, hai să mergem mai în spate.
Viena, nu, nu, nu. Bă, ar fi o idee să mergem la Bistock sau la Ostrova. La Ostrova, la Bistock, da. Cred că e tot de aici. Dar hai să luăm cursă totuși. Cred că e tot de aici. Aici. Accesați. Și în același loc? Bă, cât noroc pe... Nu e în același loc bus. Eu am ieșit de acolo și trebuie să intru aici. Hop. Hop. Un volan de pandemie e bine, ar fi mai ușor de... eu mă țeau cu frânare cu spatele, știi? Când apăs în spate și acum îmi ia... Eu am învățat apăs să frânez cu spate și acum ia spatele, adică să dea cu spatele. Bă, prieten, cam atât de episodul ăsta, oricum o să fie plin de acțiune episodul ăsta. Faptul că m-am izbit de toată puterea de acel loc, oricum avem 540 de kilometri. Vedem. Vă veți nu uitați de like, subscribe și de un comentariu. Până data viitoare, v-am pupat, pa, pa.